Am revenit la Observator. 2011 pare să fi fost un an al grevelor, al disponibilizărilor și al tăierilor salariale și al divorțurilor și al scandalurilor și al... Lista ar putea continua cu ușurință, însă cine mai vrea să-și amintească ce a fost rău în 2011 când noul an se anunță unul deosebit de reușit? Cel puțin asta spun astrele. 2012 vine încărcat și cu norocul care i-a lipsit predecesorului său, iar stelele se vor alinia în favoarea fericirii, dragostei, banilor și armoniei. Dar ce e scris în stele pentru fiecare zodie în parte ne dezvăluie astrologul Cristina Demetrescu, invitata mea de astăzi de la Observator. Bine ați venit la Observator! Bine v-am găsit! Acum, un prag de an nou, suntem cu toții nerăbdători să aflăm ce se întrevede. Da, așa mă așteptam și eu în momentul în care m-am apucat să fac previziunile. M-am speriat un pic de 2012, pentru că toată lumea vorbea despre 2012 ca fiind un an al cataclismelor. Nici pe departe, nu este un an atât de rău, este însă un an extrem de agitat în ceea ce privește alegerile pe care trebuie să le facem. Foarte mult în acest an ne confruntăm cu tot felul de situații duble din care trebuie să alegem și probabil că va fi foarte dificil să o facem. Multe asocieri de planete bune și mai puțin bune în același timp, făcându-ne imposibilă această definiție a binelui sau a detașării binelui de rău. Deci va trebui în 2012 să fim foarte atenți ce alegem, să fim foarte atenți cui dăm încredere, să fim foarte atenți în ce investim, în ce moment investim. Deci este un an în care trebuie să acordăm foarte multă atenție tuturor gesturilor pe care le facem. Unele chestiuni din 2011 se duc și în 2012. Destinul pe săgetător îi ajută pe foarte mulți să-și găsească un rost, poate dacă nu în țara lor, dar nu e vorba numai despre români, poate în altă parte. Destinul pe săgetător este o perioadă de expansiune în viața fiecăruia, cam până prin toamna acestui an, când lucrurile vor începe să se transforme toamna pentru noi. An, toamna anului 2012. Atunci când lucrurile vor începe să se transforme pentru noi toți. Este o situație astrală rară când destinul și planeta de viață, planeta profesor, se vor întâlni pe Scorpion. Și acest Scorpion este un semn de repunere într-o nouă ordine pentru absolut toate zodiile. Aș vrea să ne spuneți pentru fiecare zodie în parte, astfel încât nativii să știe exact la ce se aștepte. Berbecii au un an bun de expansiune, pot învăța, pot studia, pot călători, se pot muta într-o altă țară. Trebuie să fie foarte atenți la investițiile pe care le fac, pentru că au șanse să câștige foarte bine în acest an sau cel puțin până în prima parte a anului, dar au șanse să și cheltuiască, pentru că ei sunt foarte nerăbdători și atunci când fac rost de bani, cheltuie imediat. Să fie atenți la relații în continuare, berbecii. Relațiile sunt puțin tensionate și să mai fie atenți la sănătate, pentru că îi cam pândesc tot felul de injecții și tot felul de operații acolo unde nu sunt atenți. Adică sunt și soluții alternative de tratament. În ceea ce îi privește pe Tauri, e un an foarte bun cam până pe la jumătatea anului, pentru că l-au pe Marele Benefic, Jupiter, și sunt acele proiecte pe care și le doresc să le pun în acțiune de foarte multă vreme. Cum ei sunt foarte prevăzători, foarte precauți, iată că este un moment bun de a iniția, de a investi, de a crede în forțele lor personale. Sunt și ajutați astral, trebuie să renunțe însă la unele, să spunem, obicei vechi. Trebuie să renunțe la ceva, trebuie să facă alegeri noi. Un an tumultos din punct de vedere sentimental, însă pentru Tauri lucrurile vor fi și bune și mai puțin bune. Probabil încearcă să-și așeze, să spunem, viața personală pe un făgaș, dar nu vor reuși până spre partea a doua anului. În ceea ce privește pe gemeni, ei în continuare sunt un fel de vedeta a zodiacului, dar nu neapărat în sensul bun al cuvântului, și o vor mai duce puțin clătinat, așa, pentru că karma îi supune la tot felul de încercări și curățări ale unor greșeli pe care le-au făcut în trecut. Însă începând cu luna aprilie, atunci când micul noroc intră pe semnul gemenilor, deja ei încep să aibă noi șanse. Urmează apoi iunie, când marele noroc intră pe semnul lor, deci iată că deja din partea a doua anului vorbim de un noroc spectaculos pentru gemeni și se pot afirma, chiar geamă nu poate să-și găsească o altă valență, este un semn dublu și dacă face o meserie poate să mai învețe ceva, se pot duce foarte mult spre zona artistică. Viața personală a gemenilor este foarte bună din partea a doua anului, se pot căsători, pot face copii, este excepțional.
În ceea ce privește pe raci, aceștia au oferte de muncă în acest an, își pot schimba locul de muncă și aici mă refer la situații, chestiuni de destin, care chiar sunt extrem de spectaculoase și de benefice pentru ei. După un 2011, când lucrurile au fost puțin mai lente, relațiile lor sunt în continuare destul de agitate, unii divorțează și își pot găsi o nouă iubire la sfârșit de an, deci undeva prin septembrie-octombrie. Iubirea pentru raci devine un sector extrem de important. Racii care au relații totuși stabile și sunt foarte bine cu partenerii lor se pregătesc de noi membri ai familiei, deci iată că pentru raci zona personală este foarte puternic accentuată. Și nu numai atât, ei sunt foarte critici și vor să-și pună foarte mult la punct anumite detalii în acest 2012 care vine. Pentru lei este o perioadă la fel de bună cum a fost și în 2011, ei au fost norocoși în 2011 pe parte sentimentală, din punct de vedere sentimental, din punct de vedere profesional au fost foarte bine aspectați, poate au primit funcții noi, acum trebuie să și le și mențină, nu mai au același noroc pe care l-au avut în 2011 din punct de vedere profesional, pentru că se pot ciocni cu anumite, hai să spunem, cu alte autorități, cu anumiți șefi. În schimb, se pot pregăti de o investiție și merită tot efortul, acela de a rezista într-un job unde poate câștigă foarte bine, adică merită efortul, merită să dea dovadă de puțin voință dacă își doresc să salte puțin, nu știu, să-și facă o casă, să investească și să meargă mai departe în, pe destin. Fecioarele au o perioadă complicată până la jumătatea anului, cam până pe 3 iulie. Avem un aspect astral spectaculos, Marte, planeta acțiunii, a războiului, dar și a lucrurilor inițiate, să spunem, trece prin semnul Fecioarei, făcându-i pe aceștia foarte agitați. Spuneam ceva mai devreme de acele cruci duble care ne pun pe noi să facem tot felul de alegeri. Fecioarele vor alerga în toate direcțiile, vor încerca să-i ajute și pe ceilalți, să se ajute și pe ei. Vor avea foarte multă suprapunere de evenimente în prima parte a anului, însă au un noroc spectaculos profesional în partea a doua sau chiar spre toamna acestui an, atunci când vor dobândi în urma efortului făcut acea poziție profesională pentru care au muncit. Balanțele trec în continuare printr-o perioadă de desprindere a unor destructuri vechi. Trebuie să demonstreze, acum este perioada în care trebuie să demonstreze cât sunt ele de capabile. Pentru că uneori mai uită, mai dorm, mai lasă lucrurile pe umerii altora. Și acum este o perioadă în care pur și simplu sunt contra cronometru. 2012 îi pune pe aceștia într-o situație foarte alertă de a demonstra că se pot desprinde de o anumită situație care până în momentul de față poate i-a făcut să stagneze, să-i țină pe loc. Și aici mă refer la planul profesional, chiar și la planul personal. Dacă vorbim despre scorpioni, aș puncta totuși toamna acestui an, deși până în toamnă nu se poate pune problema că scorpionul nu are nimic de făcut, are însă depus la punct unele structuri vechi. Poate trebuie să plece dintr-un loc, să se mute dintr-o casă, să lase un serviciu, să părăsească o relație, iar toamna anului 2012 este absolut spectaculoasă pentru destinul scorpionilor, care aduce mari schimbări de destin. Și când spun asta, pot să spun pe toate planurile în ceea ce îi privește pe scorpion. Bine le-ar prinde să-și pregătească încă de pe acum. Săgetătorul ține în zodia lui, pe teritoriul zodiei, destinul în momentul actual. Cu toate eclipsele care agită puțin viața săgetătorilor, totuși frâiele sunt în mâinile lor. Ei știu foarte bine ce au de făcut în perioada următoare. Trebuie să-și urmeze instinctele, să-și pună la punct viața personală, să se elibereze de orice fel de constrângere. Este o perioadă foarte bună pentru muncă, pentru servicii, dar trebuie să fie atenți și la alegerile pe care le fac. Puțin mai multă agitație în viața personală, se poate întâmpla orice săgetătorilor, din punct de vedere al vieții personale. Pot călători foarte mult și se luptă foarte mult pentru o poziție, să spunem, foarte mulți dintre ei. Eforturi mari până la jumătatea anului, după care reușită. În ceea ce îi privește pe Capricorn, termină abia în toamna lui 2012 o perioadă mai dificilă, poate chiar probleme de sănătate, poate concedii medicale, concedii de maternitate, după care devin puțin mai activi. Ei sunt într-o permanentă transformare, mai pot face copii, se pot îndrăgosti,
În general, semnele de pământ Capricornii au o perioadă interesantă pentru muncă și pentru ceea ce își doresc să lase în urma lor. Sunt piramide de pământ care îi ajută pe aceștia dacă vor să clădească ceva, chiar și într-o situație puțin mai retrasă sau chiar și atunci când au anumite griji pe cap, își pot duce la bună îndeplinire planurile. Este vorba însă și despre casele capricornilor pe care acum teoretic ar trebui să și le schimbe și probabil de unde și puțină agitație. În ceea ce îi privește pe vărsători, trebuie să mizeze pe prieteni, pe susținători, pe cei care îi pot ajuta, să nu le fie rușine să ceară ajutorul, mai ales că ei sunt oameni care în general ajută, nu vorbesc de latura egoistă a vărsătorului, pentru că există și o astfel de latură, de a se alia, de a se asocia în anumite grupuri, de a învăța, de a merge la școală, de a face o facultate, de a se pune pe o nouă fază a vieții lor, chiar dacă este vorba și despre aspectele spirituale. Se pot muta într-o casă nouă, totuși un proces de brăzdare al subconștientului care îi ajută pe aceștia să se regăsească pe o altă dimensiune, chiar din februarie 2012, când lucrurile pentru ei devin mai clare. În ceea ce îi privește pe pești, continuă o evoluție spirituală și peștii sunt și ei vedetele zodiacului, pentru că planeta Neptun reintră din februarie pe semnul lor și este bine că intră pe semnul lor, dar e bine pentru noi toți că Neptun intră pe domiciliul din pești, pentru că lucrurile se calmează, se liniștesc sub o anumită formă. Peștii se liniștesc, își găsesc identitatea într-o oarecare măsură și acest lucru se răsfrânge pozitiv și în celelalte zodii. Atenție însă pe relații, atenție când semnează contracte. Au până în toamna lui 2012 risc de pierdere financiară acolo unde nu sunt atenți sau banii să vină mai greu către ei. În mare parte sunt și lucruri bune, sunt și lucruri mai puțin bune pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc că ați venit astăzi să ni le împărtășiți. La mulți ani! La mulți ani! Un an nou cu tot ce vă doriți! Doamne ajută!